Acum, evenimentul, de fapt, ne apropiem și trebuie să-i dăm cuvântul, evident, Monicăi, că ea este concluzia firească, înainte de a-i mulțumi pentru că ai reușit prin cele trei povești de care l-am povestit, de două povești de care m-am spus fetele, ai reușit, așa cum a zis Veronica, imposibilul. Ai făcut trei povești care se potrivesc atât adulților, cât și copiilor. Un lucru care, în primul rând, este unic, cred că nu s-a mai făcut la noi, cel puțin la noi, și este o carte care, indiferent de vârsta celui care o citește, se va regăsi. Evident, fiecare dintr-o perspectivă și cu un istoric în spate, însă este o carte care nu contează, putem să spunem că este o carte fără vârstă. Noi aveam o vorbă, avem cărți pentru cei de la 0 până la 99 de ani. Așa este cartea ta. Nu de la 0, că nu știu, dar de la 3 ani la 99. Te rugăm să iei cuvântul. Mulțumesc tare mult, Diana, pentru introducerea atât de caldă. Mulțumesc, Julia. Mulțumesc, Veronica. Și vă mulțumesc vouă, tuturor celor care sunteți astăzi alături de mine și alături de poveștile din Grădina de Leac. Sunt foarte recunoscătoare să aud în împărtășirile pe care aceste minunate doamne care stau de-a stânga și de-a dreapta mea le-au făcut mai devreme, pentru că aceste împărtășiri sunt confirmarea foarte clară a faptului că poveștile mele și-au atins țelul, și-au împlinit miza, și anume aceea de a trezi, nu de a adormi, și de a ține de frumos, cum atât de minunat a spus Veronica, și nu de urât. M-am întrebat și am fost întrebată adesea de ce am scris trei povești, de ce nu una mai mare, de ce nu mai multe. Și am să vă răspund, pornind de la o poveste reală care m-a impresionat întotdeauna. În lungile nopți ale transhumanței, păstorii aveau un obicei. Seara, înainte de culcare, se adunau în jurul focului și depânau, sub cerul înstelat, trei povești. Pentru ca spiritele acestor trei povești să-i protejeze pe parcursul nopții, să le ocrotească și să le călăuzească visele cu înțelepciune, cu vindecare și să le țină de urât sau de frumos. Ca să citez în continuare. Cumva, aceste trei povești, pentru că știți că în toate poveștile noastre românești treiul este o cifră magică, aveau puterea de a crea un scut protector în jurul celor care le povesteau sau le ascultau. Aceasta este intenția mea cu care am lansat aceste povești în lume spre voi, spre fiecare dintre cei care le citesc și care le fac un loc în inima lor. Să vă mângâie, să vă aline, să vă trezească acele semințe de lumină adormite în interior, să vă călăuzească înapoi pe drumul spre acel mic geniu pe care îl purtați fiecare în interior. Acel mic geniu neînfricat, curajos, plin de bucurie, de entuziasm, de curiozitate, gata să descopere lumea și să stăpânească lumea. Știți că, din păcate, studiile psihologice afirmă că fiecare dintre noi ne naștem cu un potențial de genialitate extraordinar, care este verificabil în jurul vârstei de 3 ani, este aproape vizibil cu ochiul liber la majoritatea copiilor. Însă, odată ce aceiași copii ajung la vârsta adulteței, mai păstrează cel mult 3% din acea potențialitate de genialitate pe care o aveau.
Școlile noastre, educația, normele, standardele, competiția, comparația și toate celelalte lucruri fac strat după strat, ușă după ușă, să se închidă din plaja aceea infinită de posibilități și de geniu și de lumină și de frumusețe cu care fiecare dintre noi a venit pe lume. Scopul poveștilor pe care le-am scris este să vă aducă din nou în contact cu acel mic geniu, strălucitor, entuziasmat, frumos, curios, uimit, care să vă umple de inspirație, de culoare, de bucurie și de sens viața. Sper că întâlnirea voastră cu el, prin intermediul acestor povești și a oricăror tehnici pe care simțiți să le urmați, să fie una plină de încântare, rodnică, fertilă și cu foarte multă bucurie. Unul dintre programele de suflet pe care le-am creat pentru trezirea eroului interior, se numește 22 de făclii, pentru trezirea eroului interior și pe care îl puteți accesa pe Holistic Restart, începe în prima zi a acestei călătorii cu conectarea, desigur, tot la copilul interior. Acea practică este de a pune pe altarul acestei călătorii o fotografie cu copilul care am fost. Așa că vă invit, ca și atunci când veți citi aceste povești, să aveți alături de voi o fotografie cu voi micuți, cu voi în copilărie. Și să-i faceți loc în inima voastră acestui copil, să-l cuibăriți, să-l alinați, să-l alintați, să-l bucurați cu aceste povești care vă vor duce direct la inima lui, care este un tezaur plin de comori, ce așteaptă să fie redescoperită, scoasă la lumină, amplificată și fructificată pe deplin. Vă doresc să aveți bucurie, inspirație, culoare, strălucire și grație în această lectură și în această călătorie prin viață, braț la braț cu copilul interior și cu eroul care așteaptă din totdeauna să fie trezit în voi. Vă mulțumesc și să ne revedem cu bine cu următoarele povești care bat la ușă și care așteaptă uneori gălăgioase să vină și ele la lumina tiparului. Mulțumesc tuturor!